O cântăreață de la noi a dus pe lume un băiețel, iar soțul a fost alături de ea în sala de nașteri. Înainte de a deveni mămică, Ligia a amenajat și camera celui mic, cum vedem chiar acum. O să avem un bebe! O să avem un bebe, dar îl așteptăm. Felicitări, Ligia! Mulțumim. Iar momentul mult așteptat a sosit. Ligia a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Artista a născut pe data de 23 martie. Și îmi place așa de tare, tu aduci soare în sufletul meu. Îmi place așa de tare, am nopțile culoare, cu tine pot fi eu, l-am desenat. Mi-am găsit parcă dintr-o sursă misterioasă curajul de asta să-mi încurajez soția și să-mi țin în brațe copilul încă de la primele momente ale vieții lui. Experiența m-a făcut mai puternic. Nu au fost superstițioși, așa că au pus totul la punct cu mult timp înainte ca micuțul să vină pe lume. Am pregătit camera copilului încă din timpul sarcinii. Ligia a decorat pereții cu tablouri pictate de ea în sarcină și dedicate lui Paul. Nașterea naturală a ajutat-o să înțeleagă și să îmbrățișeze rolul de mămică din primele momente ale nașterii. Ea se simte din ce în ce mai bine din punct de vedere fizic și emoțional. A ajutat-o foarte mult faptul că a făcut sport în trecut și că a fost o fire pozitivă. Ei bine, cum se simt proaspăta mămică, dar și cel mic, aflăm de la fericitul tătic. Alături de el este Vlad Mogoș. Vlad, bună ziua! Bine te-am găsit, Laura, da, mă aflu alături de Constantin, soțul Ligiei și un proaspăt fericit tătic. Ce faci, Constantin, cum te simți? Foarte bine, un pic am nedormit, dar eu zic că arăt destul de bine pentru cât somn am băgat zilele astea. Să înțeleg că plânge, nu prea doarme, Paul. Nu plânge, chiar cu minte, chiar ne-a surprins că e foarte cu minte, dar sunt foarte multe proceduri pe care trebuie să le faci cu el și trebuie să stai și plus că suntem mega emoționați și chiar când doarme, noi nu putem să dormim, ne uităm la el. Ligia cum se simte? Ligia e bine, având în vedere că a născut natural, refacerea, bineînțeles că este foarte ușoară, este super ok, deja e pe picioarele ei, ca să zic așa, la fel nedormită și ea. Înțeleg că ai asistat și tu în sală, în momentul în care a născut. Da, 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 a fost amuzant că chiar coboram cu liftul către sala de naștere și întreba asistenta dacă tăticul va asista la naștere, ne-a uitat unul altul, nu, ei nu sunt atât de puternici, a zis Ligia, precum noi, nu știu ce, și acolo lucrurile s-au desfășurat foarte repede, a început toată treaba și s-a finalizat foarte repede și n-am mai apucat să ies, ca să zic așa, dar a fost decizia mea, bineînțeles, să rămân. Cât a durat? O oră sau mai puțin? O oră de când am intrat în sala de naștere, noi venind inițial la un control de rutină, deci nu cu intenția de a naște în seara aia, adică chiar în clipa aceea. Și atunci voi ați aflat la control că Ligia va deveni mamă și că tu vei deveni tătic. Da, la control ni s-a spus că rămâneți aici, sunteți internați. Am mers până afară, am mâncat ceva, am băut ceva și zic că ok, hai să rămânem internați, deși nu știu dacă naștem. Și am născut. Ce ai simțit când l-ai ținut pe Paul în brațe pentru prima dată? Îți dai seama, râdeam cu lacrimi, ca să zic așa, doar că erau lacrimi nu de râs, ci de fericire, așa, și e un sentiment extraordinar, într-adevăr. Și Ligia, ia cum s-a simțit? Cum a reacționat când l-a văzut pentru prima dată pe Paul în brațele ei? Foarte bine, bineînțeles că a început să plângă din primele secunde și l-a pus pe piept și a început să-l liniștească, să-l mângâie și așa mai departe. În acest moment să înțeleg că ea este acasă, a fost externată din spital, nu? Da, a fost externată, ieri a fost prima zi pe care am petrecut-o toți trei acasă și e foarte bine, da. Și cum a arătat prima zi în trei petrecută de voi? Fai, foarte, foarte neobișnuit, ca să zic așa. Începem ușor, ușor să ne obișnuim, dar îți dai seama când e acolo o franzeluță mică în casă, sunt emoții mari, îți dai seama. Cine a ales numele de Paul? Numele l-am ales eu. Paul
chiar ziceam că e un nume simplu și e un nume pe care poți să-l spui în orice limbă, e așa un nume foarte familiar, e și un personaj din romanul Dune, care îmi place mie foarte mult, Paul, și mie îmi place mult Dune și iată că Paul a fost să fie așa. Când îl veți boteza, v-ați gândit și la botez? Da, ne-am gândit la botez, dar doar gândit deocamdată, nimic programat. Cu siguranță până 2, 3, 4 sau nu știu, luni, nici nu știu cum se face, trebuie să ne gândim. Da, va fi un botez, bineînțeles. S-a născut într-o familie de artiști. Îți dorești să vă calce pe urme? Îmi doresc foarte mult să-mi calce pe urme și o să-i asigur tot sprijinul în sensul ăsta, chiar cu un pic mai agresiv așa, între ghilimele, în ideea asta, că mi-ar plăcea foarte mult. Mama Ligiei a venit și ea în București să o mai ajute cu băiețelul? Da, mama Ligiei este alături de noi și va fi și sora, deci în curând vom mări familia așa. Ei chiar se mută la noi în cartier și vom fi așa o mare familie unită. Câte kilograme s-a îngrășat Ligia? Pentru că în timpul sarcinii pui ceva kilograme pe tine. Da, sunt 10 kilograme. 10 kilograme în plus, dar a început să le dea jos ușor, ușor și na, nu trebuie să forțeze nimic. 10. Dar momentan nu face nimic de recuperare, niciun sport, deocamdată stă, se odihnește. Ce au recomandat medicii? Pausul stă și lucrurile vor evolua spre bine cu starea fizică de la sine și bineînțeles că se va începe de la un nivel foarte coborât așa cu sportul. Ea este o persoană sportivă și activă și așa mai departe și da, ușor, ușor. Mulțumim frumos, Constantin, să dea Dumnezeu să fie sănătos, să vă trăiască și să vă bucurați de el. Laura, mă întorc la tine. Mulțumesc, Vlad.